Tradiția merge mai departe într-o beta turnă, Severin. Începând de astăzi, pe Promenada Crișan se desfășoară un târg cu produse meșteșugărești și de artizanat, însoțit de o expoziție culinară cu vânzare. Severinenii vor putea savura din plin delicatesele tradiționale, însă nu vor lipsi nici produsele de sezon. Pe cei mici, de asemenea, îi așteaptă activități de neuitat. Începând de azi și până pe 4 iulie, un târg inedit a poposit în municipiul nostru. Astfel, pe severinenii așteaptă o expoziție de artă culinară, produse meșteșugărești și artizanale. Tradiția românească merge mai departe. Așa am intitulat noi acest frumos eveniment organizat pentru severineni și pentru toți cei care în aceste zile, în perioada 1-4 iulie, vor trece prin Drobeta Turnul Severin. Iată că după o grea perioadă pentru noi toți și nu numai pentru noi, pentru toată omenirea, încercăm și noi să reluăm lucrurile și să intrăm în normalitate, poposind în orașul dumneavoastră cu o expoziție de artă culinară, produse meșteșugărești și artizanale. Ca de fiecare dată, aici la Drobeta Turnul Severin, găsim ospitalitate, găsim oameni care apreciază eforturile noastre și bineînțeles că vom încerca ca de fiecare dată să ne ridicăm la înălțimea cerințelor celor ce ne vor vizita. Municipiul Drobeta Turnul Severin va fi cuprins de gust și savoare în cadrul unei expoziții culinare cu vânzare care va avea loc pe Promenada Crișan. Vor fi preparate chiar sub ochii privitorilor o mulțime de produse culinare, bulți ciobănesc, pastramă cu mămăliguță, sărmăluțe la ceaun, baclavale, turtă dulce și gogoși. Am revenit la Turnul Severin după o perioadă foarte lungă și sperăm să ne păstrăm obiceiurile cu tradițiile noastre românești. Avem aici pastramă de berbecuț, sărmăluțele tradiționale, lipiile tradiționale, bulzuri cu brânza de burduf, grătare, frigărui, tot ce doriți dumneavoastră. Preparatele dulci nu pot fi trecute neobservate de către severineni. Dulceață de caise, ceapă, dar și de ardei iute sunt delicatesele pe care cu siguranță dorești să le încerci. Siropurile de calitate, făcute la rece, nu le fierbe ca să rămână toată aroma în ele. Avem dulcețuri de ceapă roșie, ardei iute, tot felul de dulcețuri și asta de suc și șerbet. Iarăși asta de caise, ia uitați, rămân întregi, foarte frumoase. Mai mult decât atât, severinenii vor avea șansa să se bucure și de expoziții destinate produselor meșteșugărești și artizanale. Ei tradiționale, cusute cu grijă și delicate, vor fi prezentate publicului severinean. De asemenea, vor fi prezenți și producătorii de lavandă cu flori, uleiuri, creme și decorațiuni. Sunt un producător din Râmnicu Vâlcea, de lavandă. Am venit să vă încântăm cu mirosul și culoarea lavandei noastre. De asemenea, micii severineni nu au fost uitați nici de această dată de autoritățile locale, astfel pentru ei va avea loc o activitate specifică. Aceștia se vor putea bucura de picturi pe față, care mai de care mai colorate și dinamice. Picturile vor fi gratuite, iar ulterior cei mici se vor putea juca într-un loc special amenajat. Evenimentul este organizat de Primăria Drobeta Turnul Severin în parteneriat cu Boema Catering, iar pentru siguranța participanților se vor respecta toate măsurile preventive de COVID-19.